Pentru prima dată, după mai bine de un an, israelienii nu mai trebuie să poarte măști după ce guvernul a anulat obligativitatea purtării măștii în public. Copiii se întorc la școală și sistemul de educație al țării și-a deschis din nou porțile. Este bine pentru părinți. E bine să reintre în rutină, să-și întâlnească prietenii lor și să se întoarcă la orarul lor de la școală. E bine. Măsurile de relaxare au fost luate în urma vaccinării în masă în Israel. A fost una dintre cele mai reușite campanii de vaccinare din lume. Israelul va permite accesul turiștilor vaccinați în țară începând de luna următoare.